La o zi după demiterea guvernului, șeful statului a chemat partidele parlamentare la discuții. Astăzi a avut loc o primă discuție în acest sens, în vederea formării unei coaliții. Bună seara, sunt Oxana Mitetelu și în fiecare seară de miercuri, de la ora 19:55 de minute, vă aștept la butonul roșu pentru a discuta cele mai fierbinți subiecte cu reprezentanții partidelor politice, dar și cu reprezentanții societății civile. Salutăm prezența în studioul butonului roșu, deputatul partidului blocului acum, Sergiu Litvinenko. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Spunem bună seara și fostului ministru al justiției, fost președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara! Bună seara, spunem și deputatului Partidului Socialiștilor, Vasile Bolea. Bună seara! Bună seara! Îl așteptăm aici în studio și pe deputatul Partidului Democrat, Andreea Candu, care urmează să sosească în câteva minute. Așadar, domnule Tănase, dumneavoastră aveți în față butonul roșu. Aveți dreptul să apăsați de 3 ori. Aveți dreptul să apăsați de 3 ori în timpul emisiunii și să interveniți în cazul în care considerați că ceea ce spun invitații aici în studio nu este în interesul societății. La Parlament. Avem o întrebare pentru publicul de acasă. Sunteți de acord cu investirea unui guvern tehnocrat? La numerele de telefon 022-406-920 și 022-406-930 vă rugăm să ne răspundeți prin da sau nu. Rezultatele televotingului le vom afla spre finalul emisiunii. Așadar, domnilor, vedem că în ultimele zile situația pe scena politică este una incertă. Avem iarăși din nou negocieri pentru că acest lucru se întâmplă de câțiva ani buni, din câte cunosc eu, atunci când am avut negocieri, alianțe și tot așa mai departe. O să încep cu dumneavoastră, domnul Bolea, pentru că astăzi, la ora 18, șeful statului a anunțat candidatura pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, care urmează să ceară votul Parlamentului. Este vorba de fostul ministru al finanțelor, actualul consilier al șefului statului, Ion Chicu. Cum ați comenta decizia șefului statului? Decizia șefului statului rezultă din acele consultări care le-a avut șeful statului astăzi, parcursul zilei, cu fracțiunile parlamentare. Nu s-a găsit un consens, nu s-a găsit o... Dar nu e puțin o singură întâlnire dintre fracțiunile parlamentare sau nu mai avea rost, domnule Bolea, în cazul ăsta? Știți cum, după părerea mea... Bine, noi am fost la acele consultări și încă o dată am reiterat poziția că suntem gata să mergem în continuare cu reprezentanța din blocul acum, cu o condiție ca să fie desemnat sau propus o altă candidatură la funcția de prim-ministru. Oricine, numai nu doamna Maia Sandu. După aia a fost reprezentanței blocului acum, care au spus Maia Sandu împreună cu întreaga garnitură, așa cum s-a spus, de miniștri. Și, după părerea mea, a fost o chestiune, mă rog, la care nu cei din blocul acum nu au vrut să se dialogueze, da, să se găsească un compromis. De aia, eu cred că anume din aceste considerente, șef statul a văzut că nu se coagulează sau nu se găsește o majoritate, da, pentru a susține o candidatură care va fi propusă de cineva din fracțiunile parlamentare și a venit cu candidatura proprie și a fost anunțat. Domnule Litvinenko, vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că astăzi la discuțiile cu șeful statului au mers doar doi reprezentanți din partea blocului acum și au reiterat foarte clar mesajul că vor accepta o coaliție cu PSRM doar dacă va fi tot doamna Maia Sandu în fruntea guvernului și același cabinet de miniștri. Cum ați comenta decizia șefului statului de a, de a propune pe Ion Chicu imediat după discuțiile de astăzi? În primul rând, cred că este o demonstrație a faptului că demiterea guvernului pe sau urmarea angajării răspunderii a fost doar un pretext. Președintele Dodon pregătea debarcarea blocului acum de la guvernare, pentru că
reforma justiției pentru el era o chestiune pe care el nu putea să o accepte. Apropo, șeful statului a declarat la o emisiune de la Postul Public de Televiziune că chiar dacă nu era decizia asumarea angajamentului guvernului față de reforma procuraturii, oricum guvernul putea să fie demis pentru că era un șir de proiecte sociale care nu erau. Da, bineînțeles, proiectele sociale au început să fie implementate, au fost incluse în proiectul bugetului pentru anul viitor. Frica adevărată a președintelui Dodon era de o justiție independentă, de un procuror general independent pe care nu l-ar fi controlat Dodon, pentru că omul este vulnerabil, omul are multe schelete în durap, de aia a decis ca să dea jos acest guvern. Legat de candidatura domnului Chicu, partea proastă sau ceea ce este prost pentru Republica Moldova, urmare a acestei candidaturi. 1. Republica Moldova redevine un stat izolat. Republica Moldova nu va mai beneficia de sprijinul partenerilor internaționali, în special a Uniunii Europene, ori acest exponent a Partidului Socialiștilor a declarat acum puțin timp în urmă că Uniunea Europeană ar fi vinovată de furtul miliardului și alte lucruri urâte care s-au întâmplat în Republica Moldova. Reforma justiției este pusă la murat, adică punem cruce de fapt pe ea. Da, probabil că vom avea legi scrise frumos, inclusiv nu exclude valoarea externă a judecătorilor și a procurorilor, dar în realitate implementarea va rămâne tot acolo. Partea bună cu numirea, desemnarea domnului Chicu este că de fapt, Dodon a ratat cel de-al doilea mandat prezidențial. După mine, el nu mai poate câștiga al doilea mandat, având în vedere această candidatură și asumarea guvernării pe care a făcut-o. Dar își dorește blocul acum alegeri anticipate, pentru că în conferința de la ora 18, șeful statului a spus că blocul acum își dorește alegeri anticipate. Bine, o lună în urmă, Dodon de fiecare dată declara că în situația în care nu va exista coaliția acum pe SRM urmează să fie declanșate alegerile anticipate. Vă doriți alegeri anticipate? Apropo, în luna aprilie, spuneți concret, iunie, da sau nu? Aprilie, iunie, când noi am propus pentru prima dată un guvern minoritar, ce spunea președintele Dodon și Partidul Socialiștilor? Că este un fel de joc a copiilor. Da? Ori vedem că Dodon astăzi merge pe ideea unui guvern minoritar. Dar ați reiterat, domnule Finenco, la întâlnirea cu șeful statului că vă doriți alegeri anticipate sau nu? Deci, în mod normal, în situația în care nu există o majoritate absolută de cel puțin 51 de parlamentari care să susțină un guvern, se merge la electorat, ca electoratul să dea încă o dată un vot. Bineînțeles că alegerile anticipate, cel mai probabil, vor fi organizate, ori eu nu văd cum dar este o soluție acest lucru, pentru că în ultimul timp doar alegeri am avut. Republica Moldova a avut doar alegeri în ultimii ani. Salutăm prezența în studio a fostului președinte al Parlamentului, deputatul Partidului Democrat, Andrean Candu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, îmi pare bine să ne revedem și bună seara și colegilor și telespectatorilor. Discutăm despre ultimele evenimente de pe eșichierul politic. Și vreau să vă întreb de decizia șefului statului Igor Dodon de a înainta candidatura lui Ion Chicu la funcția de prim-ministru. A făcut parte din guvernul Filip și întrebarea mea dacă cum comentați decizia luată de șeful statului și dacă Partidul Democrat este gata să susțină candidatura dumnealui la funcția de prim-ministru. Era una din alternative care a fost vehiculată și de în spațiul mediatic și în discuțiile de clasa politică și coloarele puterii. În situația în care nu se creează o majoritate parlamentară, atunci una dintre soluții pe care au fost vehiculate e formarea acestui sau numirea unui guvern minoritar, tehnocrat poate, dar decizia Partidului Democrat va fi numai după ce vom avea discuții cu prim-ministru desemnat, vom vedea care este echipa cu care vine și care sunt intențiile, luând în considerare. O să aveți și dumneavoastră, nu știu, candidați la funcția de ministru în cazul ăsta? Sau nu. Partidul Democrat a declarat astăzi
că nu participă, nu participă la guvernare, respectiv nu va desemna persoane în garnitura guvernamentală și nu va forma nicio coaliție parlamentară, respectiv nu intră în nicio majoritate parlamentară, ci va sta în opoziție. Vom veni cu suport pentru un guvern minoritar sau nu, depinde iarăși de următoarele acțiuni, fiind consultarea cu fracțiunile, premierul desemnat trebuie să vină cu echipa sa să discute cu fiecare fracțiune parlamentară, să-și expună care sunt acțiunile, viziunea pe mai multe subiecte și inclusiv cu un program de guvernare. Și în funcție de toate acestea, deja Partidul Democrat și fracțiunea Partidului Democrat, luând în considerare regulamentele noastre și inclusiv deciziile cum se iau în Partidul Democrat, noi vom veni cu anumite decizii. Am luat în considerare și o astfel de alternativă, chiar și astăzi am discutat cu colegii și inclusiv cu președintele Dodon o astfel de posibilitate. Vedem deja că lucrurile s-au întâmplat în această seară prin desemnarea domnului Chicu. Este adevărat, domnul Chicu a activat în guvernul Filip și aș spune că este unul dintre cei mai buni specialiști în domeniul financiar economic, dar contează foarte mult echipa cu care va veni, fiindcă vrem să vedem în primul rând persoane profesioniste, într-al doilea rând persoane mai puțin afiliate politic în general și să nu aibă probleme de integritate, de reputație și contează foarte mult viziunea, acțiunile pe care și le propun. Deoarece să nu uităm că Partidul Democrat își are programele, proiectele și ideile sale pe care întotdeauna veți le-a promovat. Pe proiectele pe care absolut le-ați început absolut dumneavoastră? Dacă noi avem câteva acțiuni promovate de a, pe parcursul anului, începând de la precedenta guvernare, proiecte sociale, gen 200 de lei pentru fiecare copil în familie până la vârsta de 18 ani, lunar. Cele 600 de lei sau poate o sumă mai mare pentru sărbători, luând în considerare pentrule social vulnerabile. Și multe, multe altele, dar și reformele care au fost mult discutate și mai mult ca atât implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Sunt câțiva piloni fundamentale în viitoarele acțiuni pe care noi le vedem pentru un anumit guvern tehnocrat sau minoritar și în funcție de ceea ce vom vedea în următoarele zile vom lua decizia dacă susținem sau nu. Toate aceste doleanțe au fost puse astăzi la întâlnirea cu șeful statului? Nu s-a ajuns să discute subiectele respective, deoarece nici nu e cazul. Se discută cu premierul desemnat și cu acea echipă care urmează să vină pentru discuții cu fracțiunile parlamentare, dar nu cu președintele țării. Mulțumim mult, domnule Candă. Domnule Tănase, vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că vedem, guvernul a fost demis, condus de Maia Sandu, avem un alt candidat propus pentru funcția de prim-ministru. Credeți că va avea susținerea deputaților din Parlament sau putem să ne pomenim în alegeri parlamentare anticipate? Bine, cred că la această întrebare este mai bine să răspunde domnul deputat, știu mai bine exact care sunt șansele pentru a fi numite. Ceea ce mi se pare mie relevant în această situație, că președintele Dodon probabil a învățat anumite lecții din negocierile care au avut loc după alegerile din februarie, când nu era formalizată o majoritate parlamentară, pe parcursul a 3 luni de zile, așa, și dumnealui nu a înaintat un candidat. De această dată, probabil, dumnealui a decis spre ea inițiativa și a făcut el prima mutare, desemnând un candidat, punând astfel partidele politice în situația să ia decizii. Domnul Chicu este desemnat ca și candidat de către președintele Dodon, dar dacă mâine, bunăoară, Partidul Democrat și cu blocul acum formalizează o majoritate și prezintă 51 de semnături președintelui, președintele va fi obligat să-și anuleze decretul de desemnare a domnului Chicu și să desemneze candidatul desemnat de către cei care au majoritatea capabilă să investească în guvern. Sau același lucru se poate întâmpla și cu Partidul Socialiștilor. Eu cred că... Domnule Tănase, de aici, mă iertați, să presupunem că este această coaliție între blocul acum și Partidul Democrat, vin cu un candidat care îl propune șeful statului, șeful statului îl respinge. Șeful statului nu îl va respinge, nu văd cum ar putea să-l respingă, deoarece atunci când există o majoritate capabilă să investească un guvern care are majoritatea calificată pentru cerută de Constituție, pentru a vota un guvern, dumneavoastră nu poate să-l respingă. De asta ziceam că senzația mea este că domnul Dodon nu vrea să pășească pe aceeași greblă care s-a pășit după alegerile din februarie, când de fapt toate lucrurile au fost lăsate pe seama politicienilor și a parlamentarilor. Acolo de fapt s-au purtat negocierile, iar președintele a avut un rol mai pasiv. Acum probabil dumnealui a decis să facă prima mutare, astfel încât să-i forțeze pe toți restul politicienilor să iau o decizie, fie ei
acceptă această candidatură, fie ei fac o majoritate. Astfel, eu nu cred că candidatura domnului Chicu este bătută în cuie. Deocamdată suntem încă în perioada când lucrurile pot fi aranjate, când pot fi create majorități și toate mecanismele constituționale sunt astfel construite încât să determine politicienii să negocieze și să facă majorități. Asta e ideea. Guvernul minoritar, în general, termenul ăsta de guvern minoritar sau tehnocrat, el sună bine, este mai mult un termen jurnalistic. De fapt, toate guvernele sunt politice în esență. Din moment ce el este investit și cineva îi oferă sprijin acestui guvern, el are un mandat plenar, politic. El vine cu un program de guvernare, că în fond nu premierul obține votul de încredere. Programul de guvernare este cel programul, care da. Este pus la se bază. Acolo e esența. De ce? Cred că decizia președintelui poate fi interpretată doar ca un pas tactic, un pas, eu cred, curajos. Altfel, dacă nu ar fi existat nicio desemnare și nicio acțiune, noi riscam să o întindem până în februarie. Și în ultimii 30 de, sau 3 zile sau cât acolo, să mergem să căutăm interpretări pe la curți constituționale sau să numărăm zilele, orele și minutele, ceea ce nu este corect. Acum, lucrurile, am senzația că au luat-o puțin mai, au luat-o într-un mod mai corect decât a fost anterior. Și este în avantajul tuturor participanților, inclusiv și blocul acum, PD, Partidul Socialiștilor, toți acum au mingea pe terenul comun. Nu au decât să se întâlnească, să decidă, să facă o majoritate, să convină asupra candidaturii altui premier, dacă nu sunt de acord cu decizii, cu propunerea președintelui. Și atunci președintele nu va avea altă soluție decât să-și anuleze propriul decret și să vină cu să ia acte de cei ce vor decide politicienii, deputații. Domnule Bolea, vreau să vă întreb, pentru că nu odată ați Partidul Socialiștilor a declarat că își dorește o alianță cu blocul acum și exclude să facă o alianță cu Partidul Democrat. Vreți coaliție cu blocul acum? Acum va face coaliție cu PSRM cu anumite, să spunem așa, cerințe? Ce șanse sunt până la urmă ca să vedem coaliția dintre PSRM și blocul acum? Pentru că au venit astăzi la întâlnirea cu șeful statului. Eu nu sunt persoana cei care să dau prognoze sau spună 3 la 1, 5 la 1, 50 la 50. Dar purtați și-o puțin discuții cu blocul sau acum? Sau ceva de genul ăsta. Noi de fiecare dată pledăm pentru aceia ca să ne așezăm la masa de negocieri, să vedem ceea ce ne unește, nu ceea ce ne dezbină. Da, a mai fost o aliantă care mergem, s-a sfârșit 5 luni. Și să mergem mai departe. Din păcate, bine, colegii au refuzat acest lucru. Să explice ei de ce refuză acest lucru. Până la urmă, cu 3 zile înainte de alegerile parlamentare din februarie acestui an, tot ei au semnat fel de fel de declarații că nu vor face coaliție cu Partidul Socialiștilor. Și soarta, da, și acele circumstanțe care au fost în luna iunie au determinat că totuși această coaliție să o facem, să investim un nou guvern, să alegem organele de lucru a Parlamentului, să mergem mai departe. Știți cum, în politică niciodată nu trebuie să spui niciodată. De aia îndemnăm colegii noștri, da, să fie mai responsabili în acest sens, să ne așezăm. Până la urmă, bine, poate acele emoții, da, poate mai sunt în careva supărări sau ceva de genul ăsta, dar astăzi seara am avut ședința biroului permanent a Parlamentului, am discutat mai multe chestiuni, colegial tot am luat unele decizii. Deci, de părerea mea că loc de dialog este și el este întotdeauna. Rămâne doar colegii să întindă și ei acea mână, da, care le-a fost lor întinsă din partea noastră. Domnule Bolea, totuși această coaliție s-a finalizat cu un eșec, adică până la urmă șeful statului spunea, cum spuneam anterior, că oricum acest guvern putea fi demis prin faptul de anumite proiecte. Haideți sociale să vă spun care un lucru. Nu am fost noi cei care am generat această criză politică. Și de ce l-a venit dar atunci o alianță cu blocul acum? Prim-ministrului doamna Maia Sandu. Și noi am fost, acei care deja trebuia să răspundem, da, acelor provocări care sunt. Și de aceea s-a luat această decizie de a înainta moțiunea de cenzură și să vedem ce s-a întâmplat o zi în urmă. Dacă îmi permiteți, cred că este butonul roșu, dar nu vreau să butonul roșu. De ce? Vă rog, pentru că asta e și butonul roșu.
Exact. De fapt, cred că este necesară o precizare care nu s-a făcut în spațiul public. Noi nu am asistat la o demisie, la o demitere ordinară de guvern. De fapt, noi am asistat la un vot împotriva unui proiect de lege care, pentru care guvernul și-a angajat răspunderea. Sunt lucruri complet diferite. Complet diferite. Parlamentarii, deputații, de fapt, Parlamentul este singura autoritate legiuitoare a țării. Nu sunt de acord cu această de hotărâre de guvern prin care s-a angajat răspunderea pentru modificările legii procuraturii să devină text de lege. Doar că Constituția instituie o sancțiune în cazul angajării răspunderii. Dacă deputații nu susțin această lege, consecința sau sancțiunea este demiterea guvernului. De asta când vorbim că a fost o criză politică, sincer să fiu eu nu, ca un observator, nu sunt dispus să fiu de acord să accept acest lucru. De fapt, noi nu am avut criză, a fost liniște. Chiar, mă rog, se discută bârfe prin oraș, dar la nivel guvernamental lucrurile mergeau bine și la nivel parlamentar era destul de liniștit situația. Totuși lucrurile au început să scârție în campania electorală pentru alegerile locale. Este logic să scârție, păi de cum vreți, că în campanie se bat concurenții, n-ai altă soluție. Ideea este alta, că în momentul în care s-a angajat răspundere pentru această inițiativă, Parlamentul avea două opțiuni. Fie nu întreprinde nimic și acest proiect devenea lege, fie votează împotriva acestei legi. Doar că instrumentariul de vot împotriva legii este moțiunea de cenzură și sancțiunea este demiterea guvernului. Este o chestie principală. De asta eu cred că există șanse de dialog între toți cei prezenți. Până la urmă, mărul discordiei l-a constituit un proiect de lege, nimic mai mult. Aș fi de acord în totalitate. Dacă e strict din punct de vedere juridic, aveți perfectă dreptate, domn președinte, dar dacă e strict din punct de vedere politic am privit lucrurile, demisia și tot ceea ce s-a întâmplat a fost chiar intenționată din ceea ce am observat noi. Deoarece a fost toată asumarea de răspundere și tot acest joc politico-juridic a fost de fapt o camuflare a unei ieșiri dintr-o situație. Maia Sandu, prim-ministru Maia Sandu, și-a dat seama că în primul rând pierde electoratul în această construcție nefirească și lucrurile s-au văzut în alegerile locale și în mod special în municipiul Chișinău. 2. Eșecurile guvernării și 3. Campania prezidențială. Toate aceste 3 motive le-a îmbrăcat într-o formă a asumării de răspundere pe care știa foarte bine din anumite teste sau încercări și analize că nu o să treacă acea asumare de răspundere, că va fi răspunsă prin moțiune de cenzură. Și atunci a ales să meargă, în rusă s-ar spune, va-banc, într-un fel, pentru ca să genereze această demisie. Da, aveți perfectă dreptate, din punct de vedere juridic. O știți mai bine ca mine. Dar dumneavoastră, la fel, ați avut foarte mult de a face cu politicul și știți foarte bine că uneori acțiunile politice pot fi camuflate prin acțiuni juridice și viceversa. Și lucrurile, dar analizând puțin, vezi lucrurile vădite, deoarece să mergi la asumare de răspundere atunci când jumătate din colegii tăi din guvern nu știu despre acest lucru. Păi noi am vorbit cu miniștrii. Noi vorbim, da, s-au apropiat miniștrii, domnule Litvinenko. Dar ce miniștri? Vă spun foarte simplu. S-a apropiat domnul Năstase de domnul Deacov și i-a spus: vă rog frumos, nu votați, doar nici noi n-am știut în ce ne băgăm și ce se întâmplă. Haideți, fiți serioși, eu cunosc. A fost colegii dumneavoastră din blocul noi acum. Noi am discutat în cadrul blocului acum. Stimate domnule Litvinenko, sunt colegii dumneavoastră din blocul acum care au vorbit cu presa, au dat interviu și au spus că au aflat de la televizor despre asumarea de răspundere. Sunt colegii dumneavoastră din majoritatea parlamentară care au recunoscut că nu știau despre această asumare de răspundere. Despre ce vorbiți atunci? Haideți, ce spune domnul Candu este o manipulare. Dar cunoșteați de când cunoșteați înainte de domnul Plângău, adoptarea a vorbit respectivului în, domnule Candu, eu nu v-am întrerupt. Da? De ce acum manipulați dumneavoastră? Oamenii au vorbit în fața presii și au spus că nu știau. Domnul Năstase s-a apropiat de colegii noștri și au spus că nu știau despre lucrul ăsta. Deci a fost acest proiect a fost adus la cunoștința deputaților din blocul acum. Ce spune domnul Candu că asta reprezintă? Bine, nu contează. Cu o zi înainte deja știau parlamentarii, cel puțin cei care sunt în Consiliul Politic. Doi, urmă, ei au dus la cunoștința altor colegi. Legat de ce spune domnul Candu că s-a dorit picarea guvernului. Domnule Candu, acest guvern
a luat această țară cu o gaură de 45 miliarde de lei. Mai lăsați-mă, pe care ați minciunile și manipulările. De când, guvernul de când deficitul bugetar se numește gaură, stimate domnule Litvinenko? Dacă nu știți atât, eu am văzut că ministrul finanțelor habar nu are de diferență între capital social a unei companii. Deci acest guvern a adus în... Domnule Cano, haideți, lăsați-mă, vă rog frumos. Păi da, dumneavoastră sunteți acum cei care manipulați. Nu manipulez. Deci acest guvern a adus bani europeni. În mare parte, granturi. Partenerii noștri din Uniunea Europeană nu dau bani pur și simplu așa, de ochi frumoși. Ei dau bani pentru reforme. Reformele acestui guvern au fost recunoscute ca atare de către Uniunea Europeană, de către Comisia Europeană. Dar cetățeanul le-a simțit? Da, bineînțeles. Sigur. Urmează să vedeți ați întrebat bugetul european în 2020. Am văzut cum au votat într-un bloc. Dacă dați voi, domnule Tinecu, vis-a-vis de reforma justiției, vreau să fac o precizare. Deoarece sunt avocat practician și lucrez cu legea în fiecare zi. Și vreau să vă spun că, de fapt, legislația pe justiție nu s-a schimbat deloc. Avem aceeași legislație care am avut-o 3, 4, 5 ani în urmă. Noi, de fapt, am avut două documente pe care le-am văzut. Primul este proiectul de lege pe Curtea Supremă de Justiție, care a fost expertizat de Comisia de la Veneția. Este primul document, dar viziunea generală nu am văzut-o niciodată. Dacă facem excepții de acea schemă care a prezentat-o în data de 28 august președintele Dodon la Ministerul Justiției, noi nu am văzut nicio viziune. De asta, atunci când vorbim despre reforma justiției, trebuie să înțelegem... Reforma, am văzut că toată lumea... Știți ce se întâmplă? Reforma justiției a fost scoasă în evidență. Așa, actul de guvernare a fost redus în totalitate la bătălie pentru desemnarea procurorului general, nu mai mult. Dar când se spune blocarea ideilor de reformă a justiției, eu urmăresc foarte atent agenda parlamentară. Din păcate, Parlamentul s-a ocupat în ultimele 5 luni de zile cu activități improprii. Este vorba de comisii de anchetă, care de fapt trebuie să se ocupe procurorii de dânsele, dar parlamentarii trebuie să legifereze. Practic, Parlamentul n-a legiferat în aceste 5 luni de zile. Chiar în luna iulie, în toiul evenimentelor, dacă o să vă uitați la agenda parlamentară, oamenii aveau nedumeriri. Ce principii este ea construită? Și care era? Incoerența a fost una foarte mare. Ce așteptăm noi, avocații, hai să zicem așa, de la reforma justiției, că noi suntem cei care lucrăm zilnic, e materia noastră primă. Noi suntem primii interesați ca lucrurile să meargă bine în justiție, deoarece afacerile noastre depind direct dacă justiția e liberă sau dacă justiția este controlată. Și noi am așteptat, sigur că în luna iulie, o viziune pe care noi n-am mai reușit să o vedem pe dânsa. Am avut briefing-ul de la Ministerul de Justiție, unde s-a anunțat reforma, dar de fapt s-a focusat totul pe procedura de selectare a procurorului general. Și cât ceva s-a spus atunci despre vetting-ul ăsta pentru judecătorii Curții Supreme, mai apoi a urmat acel proiect care a fost descalificat în mare parte în forma în care a fost el prezentat de către Comisia de la Veneția. În esență, până în ziua de astăzi, nimeni în comunitatea juridică nu înțelege încotro merge această mașinărie și care este finalitatea reformei pe justiție. Eu la justiție mă refer, că acolo mă pricep. La economie, la asta, mă mai abțin. Bine, reforma justiției, într-adevăr, a fost inițiată, a fost elaborat un concept care a fost prezentat de către guvern acum o săptămână sau două, urmarea revizuirii proiectului după ce Comisia de la Veneția a dat acest aviz. El se referă doar la Curtea Supremă, nimic altceva. El nu atinge deloc procedurile penale, procedurile civile, dar să revin la ceea ce am menționat anterior. Acei bani care au fost deblocați de către guvernul Maia Sandu sunt o dovadă clară că partenerii noștri internaționali apreciază reformele și, scuzați-mă, dar din punctul meu de vedere, sunt mai credibili experții din cadrul Comisiei Europene spună ce a fost bine și ce n-a fost bine în domeniul respectiv sau în domeniul decât respectiv, prim-ministru? Decât domnul decât Bolea sau domnul Candu. Eu cred mai degrabă în ce spun acei colegi. A fost prezentat proiectul bugetului pentru anul 2020 și acolo s-a menționat foarte clar anumite lucruri care au fost stabilite, inclusiv creșteri de alocații sociale, inclusiv indexarea pensiilor, ajutor suplimentar pentru perioada rece a anului. Asta în condițiile în care acest guvern a luat situația respectivă un deficit foarte mare. Suntem în prezența unui... proiectului legii bugetului pentru 2020. Deci urma să fie aprobat în noiembrie-decembrie. Dacă permiteți și altor colegi. Eu am să-i dau o replică foarte scurtă. Și rog să interveniți. Cel mai bun arbitru nu este expertul internațional. Mai bun decât dumneavoastră și domnul Bolea. Dar cel mai bun arbitru este cetățeanul Republicii Moldova.
care ultima notă și-a dat-o la aceste alegeri, inclusiv blocul lui acum. Într-a doilea rând, atunci când te lauzi că aduci bani cu împrumut, deoarece granturi sunt doar 10%, restul 90% sunt bani împrumut, asta nu este o realizare. V-am ascultat, vă dau o replică. Vă dau o replică. Sunt granturi. Și când vorbești despre eficiență, vă dau o replică. Și atunci când vorbim despre eficiență, reforme și o eficiență deosebită a guvernului, eu am o întrebare pentru cineva independent. Domnul Alexandru, dumneavoastră ați fost și deputat, ați fost și ministrul justiției. Spuneți-mi, vă rog frumos, este normal ca în 5 luni de zile guvernul să trimită în Parlament 15 proiecte de legi? Asta a fost, de fapt, și esența la ceea ce spuneam eu. Bun, e clar, febra asta post-revoluționară cumva justifica aburul ăsta să iasă. Nu cred că putem să ne facem iluzii în sensul ăsta. Dar ceea ce ține de substituirea organelor de anchetă și focusarea totală pe anchetă, eu nu știu, sunt oameni care sunt și acum în Ministerul de Justiție, puteau să le explici colegilor din Parlament că, de fapt, figura procurorului general nici pe departe nu este atât de importantă pe cum se cae. Cum se crede. Este suficient de operat câteva modificări la codul de procedură, astfel încât el să nu poată interveni în activitatea altor procurori și lucrul s-a fi rezolvat. Poate fi, el va fi șeful clădirii și reprezentantul politic a instituției, nu mai mult, fără să poată să dea indicații nimănui să mute un dosar dintr-o parte în alta. Astăzi ce se întâmplă? Ai o problemă când un procuror omite un termen, scrii la procurorul general, el ți-l extinde. Din cetatul urmărire penală, scrii procurorul general, el o reia. Iar o sumedenie de competență, acolo-i problema lor. Eu nu vreau să supere colegii deputați și probabil cei care au fost responsabili de reforma, reforma pe justiție. Dar senzația mea a fost că oamenii care s-au ocupat de chestia asta n-au fost niciodată într-o sală de judecată și nu este vorba doar de percepție pe care o am eu. Eu comunic cu judecători, comunic cu procurori, cu comunitatea de avocați. Inclusiv conflictele care sunt pe justiție. A fost o mare eroare că, de fapt, o parte au început să sprijină o grupare și alții au început să sprijină altă grupare. A fost o mare eroare că în luna iulie nu s-a schimbat și nu s-a insistat pe schimbarea componenței celor două consilii. Să fie numite alte consilii pe alte principii. Există o serie de pași firești și logici care puteau fi întreprinși. Haideți să o luăm altfel. Să zicem că există divergență cu procurorul general, Dumnezeu cu dânsul. Avem problema care ne bate mani de zile cu instituirea ședințelor deschise la Curtea Supremă de Justiție. Era suficient un proiect extrem de simplu înaintat în Parlament, că ședințele sunt publice. Și la Curtea Supremă de Justiție am fi avut ședințe publice. Ceea ce înseamnă că noi am fi văzut cum se face justiția și toți cei care intră în sală ar fi aplaudat. Este doar un exemplu, eu nu vreau să le trec pe toate, că lumea nu cred că înțelege. E o modificare de formă, dar nu de fond. E de formă, deoarece și deciziile ilegale, da, care regulă să iau cu ușile închise, care nu le știe nimeni. Când este presa în sală, când sunt... Domnule, Verdil a luat cu ușile deschise decizia de anulare a legei. Bine, cu doamna Berdilo, știți cum, la chestia cu doamna Berdilo, eu pot să vă spun cum au anulat Berdilo alegerile municipiul Chișinău, la fel a fost anulat și concursul pentru procuror general. Exact în aceeași manieră. Absolut arbitrar, fără niciun fel de niciun fel de menajament. Fost o trișare din partea asta. Știți, cred că este cazul și aici, nu știu dacă îmi dați voie numai o singură precizare. Noi am avut, în toată situația asta, eu am avut o senzație că există lume desprinsă de realitate. Păi Ministerul de Justiție, Ministrul Justiției a fost responsabil de instituirea unei comisii. A fost responsabil de derularea unui concurs. Concursul merge prost. Ministrul Justiției nu își depune demisia, nu își pune cenușă în cap, în schimb, premierul Sandu și-a asumat toată această povară și începe o nouă luptă substituind-o. Eu cred că în orice țară din lume, dacă ar fi existat o asemenea situație, ar fi fost demis ministrul Justiției, ar fi fost numit altul ministrul Justiției și lucrurile mergeau mai departe. Nu-i bun concursul ăsta, faceți alt concurs. Nu-i bună comisia, faceți alt comisie. Eu vreau să vă mai întreb un singur lucru. Există o regulă universală în petrecerea concursurilor. Atunci când mai mulți membri sunt într-o comisie și sunt doi care dau note maxime și minime, ei pur și simplu sunt excluși. Îți trebuie studii superioare ca să bagi în regulamentul asemenea prevedere. Dacă ai văzut cu unul punctat maxim și altul de minim, și ei pe ăștia care sunt din mijloc și accepți oamenii ăștia, nu sunt lucruri complicate, trebuie să le cunoști. Deci e orice, și justiția,
ca și matematica, ca și fizica, ca și economia, este o știință. Dacă nu știi să o faci, mai bine să nu o faci. Sau nu trebuie să insisti când greșești, nu trebuie să insisti în prostie, să mă scuze cei care mă ascultă. Problema cea mare atât cu concursul la funcția de procuror general, cât și cu celelalte concursuri, au fost că cei din Partidul Socialiștilor au trișat de fiecare dată. Au trișat în cadrul concursului pentru Curtea Atunci Constituțională. Atunci, stăpă, domnule Tinencu, cel au trișat spus în cadrul piciorul în prag. Concursului pentru Centrul Național Anticorupție. Păi da, în a treilea caz de trișare a concursului de către o singură persoană desemnată de președintele Parlamentului, recunoscută ca fiind de la PSRM, de către unul din exponenții Partidului Socialiștilor, într-un platou de emisiune. Influența rezultatele concursului? Deci, urmare a acestei trișeri, noi nu am acceptat această trișare. Noi nu am putut să acceptăm ca în funcția de procuror general să ajungă o persoană, unu, care are probleme majore de integritate, doi, o persoană care a ajuns în această funcție și urmare că urma a trișării concursului. Procuror general din cele patru candidați care au fost selectați? Cine credeți că favoriza Partidul Socialiștilor în cazul celor patru candidați? Bine, există multe informații. Pentru că dacă ne uităm la punctaj... Nu vreau acum să ofer mai multe detalii, dar însăși de principiu nu este corect ca urmare a unui concurs să ajungă cineva într-o funcție publică. Noi, într-o funcție de demnitate publică. Noi am avut cazul Centrului Național Anticorupție. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar eu sunt de acord, absolut. Și acum Curtea Constituțională nu trebuie de făcut concurs. Și acum v-am spus și atunci am spus. Nu se fac, sunt funcții politice. Nici pentru secretar general nu trebuie de ministerie nu se face. Procurorul e scris în lege. Bine, ați modificat legea, puteți să excludeți chestia asta. Din ce cauză nu ați desemnat o persoană politică și o asumi cineva? Dar să nu o camuflați prin concursuri. Știți ce se întâmplă? Eu am trecut pentru o experiență foarte tristă. În anii 2009, când eram și eu la guvernare, colegii mei de partid tot vehiculau cu termenii, noțiunile de principii și valori, încât în jumătate de an au ajuns să fie cuvinte din jurătură. Acum, noțiunea de concurs, eu vreau să vă zic că fiți atenți pe Facebook, acolo observ anunțurile de angajare. Nu vine nimeni să participe la concursuri pentru secretar de stat și secretar general. La Ministerul de Justiție, la Orențiu a plecat. De ce a plecat? Și mulți oameni nu vor să participe, ei înțeleg unde de fapt să-și bagă capul. Da, eu înțeleg ce spuneți. Concursurile nu este formula perfectă de recrutare a unei persoane. Este ca și cu democrația. Nu este un lucru perfect, dar ceva mai bun nu a fost inventat. Noi, când am inițiat aceste concursuri, le-am inițiat având în vedere și gândindu-ne că cei cu care, sau membrii comisiei care vor fi desemnați în aceste comisii, vor fi corecți, obiectivi, vor evalua, nu în funcție de tema de acasă, deci vor veni cu tema de acasă. Pentru că în cadrul concursului la Centrul Național Anticorupție, a fost un candidat care a fost deputat, i s-a acordat 0 puncte, deși acolo a fost nevoie de a evalua analiza SWOT din conceptul de dezvoltare instituțională. Deci vine un candidat care are un concept, în concept are capitolul analiza SWOT, puncte tari, puncte slabe, oportunități, tot ce trebuie să conțină și colegii din Partidul Socialiștilor îi oferă 0 puncte. Deci un concurs trucat și ca exact așa au făcut ei în cadrul tuturor concursurilor, inclusiv în cadrul concursului la funcția de procuror general. Și aici noi am spus că mai departe nu putem merge, pentru că noi nu am mers în această alianță nenaturală pentru ca să-l transformăm pe Dodon în Plahotniuc. Deci domnule, noi am mers pentru a dezoligarhizare Republica Moldova. Domnule Litvinenko, pentru că v-a acuzat că ați nu odată că ați trucat anumite concursuri CNA. Ca și o guvernantă care de fiecare dat face undeva curățenie, a vorbit despre scheleturi în dulapuri și așa mai departe. Probabil că fiind în calitate de ridicătoare, de fiecare dată observă fel de fel de schiletă. Domnule Tineancu, și aici eu vă rog să mă ascultați, să nu interveniți. V-am ascultat și toți v-am ascultat. Ați vorbit vreo 10 minute. Păi, noi nu avem televiziune. Voi aveți 4 televiziuni. Deja, gata? Îl întreceți pe domnul Plahotniuc. Îl ajungeți gata? De urmă pe domnul Plahotniuc. Gata? Vă rog. Mersi mult. Ministerul a fost responsabil de organizarea concursului pentru procurorul general. Noi cunoaștem asta. Doamna ministra justiției a elaborat regulamentul.
În regulament, la punctul 41, scrie în felul următor, că acei candidați care au fost evaluați, da, de comisia de concurs, deci ei nu trec la următoarea etapă prin acele punctaje, da, cine a luat maxim, cine a luat minim, dar prin vot. 6 membri de comisie au votat că un candidat promovează pe mai departe. Și câte 4 membri de comisie au votat că ceilalți 3, adică ceilalți 3 au acumulat 4 voturi din partea membrilor comisiei. N-are nicio relevanță aceste punctaje și așa mai departe. În diferite, la diferite emisiuni am arătat cum și ministra justiției a depunctat mai mulți candidați. Am văzut punctajele și nu are nicio relevanță lucruri dată. Deci, dumnealui spune că de fiecare dată s-a trășat, da? La concursuri, ne învinovățești pe mine. Exact. Două mai multe întrebări, da, retorice, da? Nu și să răspundă. Retorice. S-a făcut concurs la șefia Inspectoratului General de Poliție. A fost anulat. Oare interesant, cine a trășat acolo și cine nu, vă explic diferența. S-a făcut, deci, stați. Dumneavoastră să-mi răspundeți, deci, după ce eu... Domnule Bolea, deci eu v-am explicat vreo două emisiuni. Dumneavoastră nu puteți să înțelegeți diferența făcut între concurs, a anula pe motive de nelegalitate. Nu cunoaștem și istoria concursurilor de la IGP, de la CNA, dar acum avem altă situație, domnule Bitvinenko. Din candidați nu au obținut nota minimă de promovare a concursului. Trebuie să ai nota 6 ca să treci următoarea etapă. Deci ăștia nu au acumulat timpii 6 puncte. Deci este o mare diferență. Există așa un proverb. Plahomo tanțoro, noghi mișaio dline, da? Mă scuzați. S-a făcut concurs la Inspectoratul Național de Patrulare. S-a anulat. Cine a trășat? Nu cunosc. S-a făcut concurs la Poșta Moldovei. S-a anulat. Cine a făcut și cine a trășat? Nu știu. Da. S-a făcut concurs la unii, la VAMA. Noi cunoaștem, domnul Bolea, toate aceste concursurile care au fost organizate. Încă o dată, VAMA nu s-a anulat, domnule Bolea. La VAMA s-a constatat, s-a stabilit 7,5 puncte pentru a promova. Okay. Nimeni din cei doi candidați care au fost calificați în final nu a acumulat nota de promovare. Să revenim la procurorul general, pentru că este mărul discordiei până la urmă. Și ce s-a întâmplat cu anularea acestui concurs, care de fapt nu s-a luat în baza legii, în baza regulamentului. Eu nu înțeleg care au fost și nu am văzut până acum acest ordin a Ministrului Justiției. Deci a fost și asumarea, angajarea răspunderii guvernului, dar de fapt a doamnei Maia Sandu, pentru a propune candidați la funcția de procuror general a fost doar o simplă dorință de a-l propulsa mai departe, da, la următoarea etapă la CSP, o rudă a domnului Litvinenko, noi îl cunoaștem, cel care în toți acești ani a reformat și tot a reformat și tot a reformat justiția, pe scurt, dacă puteți să spuneți da sau nu și vreau să-l trec și pe domnul Cantu. Domnule Bolea, vedeți că sunteți vorba într-o contradicție cu domnul Cantu, mâine ați trebuia să votați guvernul, dar voi vă contraziceți. Este vorba de... Păi care totuși... Ce? Păi guvernul s-a dorit a fi plecat, așa cum ați mai declarat anterior. Fie totuși s-a dorit pe altcineva. Dar vă rog să răspundeți. Deci, la modul serios. Deci eu vreau să explic procedura. Procedurile. Haideți să întrebăm, domnule Cantu. Domnul moderator, eu înțeleg că schimbă guvernarea. Nu e vorba, domnule Litvinenko, de guvernare, pentru că de fiecare dată postul public... La Partidul Democrat. Haideți să vă explic procedura. Domnule Litvinenko, de fiecare dată fost acuzați, dar toate rapoartele și vreau să aici să concretizez și vreau să-mi dați voie. Și Centrul de Jurnalism Independent și mai mult au declarat că noi suntem echidistanți. Vă rog tare mult să nu ne acuzați. Să fac uz de acest minunat buton. Vreau să profit de ocazie, deoarece sunt trei politicieni importanți din această țară care de fapt vor lua decizii în viitorii 4 ani de zile pentru toți noi restul. Ce vor juriștii, ce vor avocații, ce vor judecătorii de la viitor procuror general? Un singur lucru. Să nu facă abuzuri. Un singur lucru, să nu comită abuzuri. Să nu urmărească breaking news-urile la televizor din Parlament ca mai apoi să pornească dosare penale. Să nu le închidă
urmărind dosarele penale, urmărind breaking news-uri. Să nu răspund la telefoanele politicienilor. Asta ne dorim noi cu toții. Ori, din ăștia patru care au fost desemnați, eu, din păcate, cei care sunt procurori, nu-i cunosc. Dar doi îi cunosc de întrânje. Și eu vă spun că ei nu ar fi comis abuzuri. Ar fi fost candidați buni. Ar fi fost candidați buni pentru funcția de procuror general și ar fi întrunit acele cerințe. Ori, ceea ce observăm noi, obsesia asta pentru control asupra procurorului general, ne duce înapoi la sistemul sovietic, unde, de fapt, guvernarea era asigurată prin dosare. Guvernare prin dosare. Așa? Ai ridicat puțin capul. Vine procurorul. Nu vrei. Vine procurorul. Te reformezi, putin te închid, putin te reformezi. Asta noi am avut 30 de ani de zile. Și, de fapt, ceea ce am așteptat eu foarte mult, sincer să fiu, după schimbările care s-au produs în iunie și după toată retorica asta de deschidere care am văzut-o, eram absolut convins că noi vom merge pe altă cale. În sfârșit, procurorul general nu o să mai stăie să facă dosare la comandă, o să stăie frumușel să ocupi cu dosarele lui. În sfârșit, judecătorii nu o să-i mai preseze nimeni. Că ai grijă că dosarul e la control sau dosarul nu este la control, vor fi scoase presiunile pe avocați, dar insistența pe control asupra procurorului demonstrează că se dorește în fond perpetuarea unui sistem vicios din care noi 3 decenii nu putem ieși. Domnule Recandu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că, cum spuneam, mărul discordiei a fost procurorul general. Acest lucru. Și dumneavoastră, Partidul Democrat a fost nemulțumit de asumarea acestui proiect de lege. Cât de transparent ar fi fost concursul dacă candidatul la funcția de procuror general era să fie propus de către prim-ministru? În primul rând, preselectarea care este propus Consiliul Superior al Procurorilor ulterior la șeful statului. Faptul că în 5 luni de zile noțiunea de concurs a fost compromisă completamente. Și lucrul ăsta se vede, așa cum spunea și domnul Alexandru, prin însăși faptul că oamenii deja nu mai participă la concursul. Nu mai crede nimeni în concursul. Sunt funcții a priori care nici nu trebuie să le mai expui concursului. Sunt funcții politice și este asumare politică. Atunci când prim-ministru vrea să facă o preselectare sau atunci când ministrul justiției să facă o preselectare, trebuie să atrage atenție și ce prevede Constituția. Da, într-adevăr, în România, Ministerul Justiției are un rol la numirea procurorului. Dar asta e prevăzut de Constituție. Sau în Suedia sau în alte state. Nu e prevăzut de Constituție, domnul. În același timp, cetățenii țării, electoratul blocului acum, de exemplu, au avut unele așteptări. Că din luna iunie se vor schimba lucrurile. Ce au văzut? Ineficiență la nivel de guvern, compromiterea noțiunii de concurs, doar scandaluri, nimic din așa numitele reforme, dar de fapt noi n-am văzut nimic decât să se discute doar despre reforma justiției, care până la urmă a fost un eșec, și de aia nu mă miră nota dată la alegerile locale sau decepția cetățenilor care deja au început să plece în număr mult mai mare din țară față, de exemplu, de perioada guvernului Partidului Democrat. Dacă atunci plecau 100 de persoane pe zi, acum am impresia că pleacă vreo 200, deja din unele cifre statistice. Deci aproape s-a dublat. Și asta este acea decepție și acea descurajare și acea pierdere a încrederii în tot ceea ce înseamnă și clasa politică și viitorul acestei țări. Trebuie să revenim la tot ceea ce prevede în primul rând Constituția și legile în țară. Și cum revenim, Parlamentul să se ocupe de legiferare, procurorii să se ocupe de investigații, judecătorii să judice, polițiștii să aibă grijă de ordinea publică. Și să terminăm cu tot felul de alte invenții care nu sunt de fapt naturale și firești pentru un stat, mai ales în tranziție, cum este Republica Moldova. Fiindcă în 5 luni de zile noi am pierdut timp, am discreditat noțiuni și, ba mai mult ca atât, chiar avem lucruri, sau aș spune că situația este mult mai deplorabilă din punct de vedere economic, social sau pe foarte multe alte domenii. Și eu chiar mă bucur, sincer chiar mă bucur, că ieri acest guvern a neprofesioniștilor și un guvern ineficient și probabil cel mai slab din punct de vedere a guvernării unui act sau actului de guvernare a plecat în istorie. Domnule Candu, ați menționat la un moment dat că PD-ul va reveni la guvernare mai devreme decât vă așteptați și fără alegeri anticipate. Mulți zic că ar exista niște discuții între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat, lucru negat de ambii. Orice partid
își dorește să fie la guvernare. Asta este esența și a politicului și a luptelor și electorale și luptelor politice. Dar astăzi domnul Filip a zis că nu tinge. În același timp, Partidul Democrat astăzi trece printr-un anumit proces de reorganizare, resetare. În contextul actual, în tot ceea ce se întâmplă astăzi în Parlament, noi nu vedem nicio posibilitate să fie creată astăzi o majoritate parlamentară. Și astăzi am declarat oficial și urmează să se discute, bineînțeles, și pe tot ceea ce înseamnă structurile statutare ale partidului. Eventual vom susține un guvern tehnic, dar nu intrăm nici în majoritate, nu intrăm nici în guvernare și vom susține absolut toate ideile bune și proiectele și acțiunile care sunt în beneficiul cetățeanului. Și punct. Asta cum s-a întâmplat când erați dumneavoastră la putere și Partidul Socialiștilor votau proiectele de legi? Noi nu aveam nevoie atunci de fracțiunea Partidului Socialiștilor să susțină un anumit proiect de lege sau nu, fiindcă exista o majoritate confortabilă. Totuși este adevărat, unele proiecte de lege au fost votate de colegii noștri de fracțiunea Partidului Socialiștilor, deoarece au fost anumite înțelegeri a necesității sau a scopului acelor proiecte de lege și mi-aduc aminte foarte bine ceea ce s-a votat și cum s-a votat când a fost schimbat sistemul electoral din sistemul proporțional în sistemul mixt. În schimb, ulterior și anterior, Partidul Socialiștilor a stat în opoziție și a criticat permanent guvernarea Partidului Democrat. Domnule Bolea, dacă revenim la concursul pentru o funcție de procuror general, șeful statului a zis că există două soluții. Fie se anunță un concurs nou în baza legii care este acum, sau se anunță un nou concurs și selectează candidatul, fie se revine la concursul anulat și rezultatele concursului se transmit mai departe. Acest lucru însă trebuie să decidă noul guvern. În cazul în care mergem pe legea care este acum și noul premier, da, care vine, propune candidatul. E corect acest lucru? Legea actuală, în vigoare, cea care este veche, de preselectare. Comisia de preselecție. Știți cum, nu sunt eu prim-ministru desemnat și nu fac... Dar sunteți parte din... faceți parte din Partidul Socialist. Și nu sunt eu ministru justiției care urmează să lucrez în acest sens, să vadă acele mecanisme și ieșire din situație, să propună, da, ieșire din situație în caz dat. Vom vedea atunci când va fi desemnat guvernul, da, și acel program de guvernare va fi votat în Parlament, atunci ministrul justiției... Vreau să vă rog, cont de un detaliu. Mai există un element care toată lumea îl ignoră. Există o sesizare la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională s-a adresat la Comisia de la Veneția. Sigur, Constituția nu pomenește nici dintr-un fel, nici despre un fel de filtre sau mecanisme de preselecție, nu pomenește. Textul constituțional, spre deosebire de alte state, este atât de explicit încât foarte complicat poate fi înțeles în sensul limitării posibilității CSP-ului de selectare. De asta eu cred că există și al treilea scenariu care trebuie luat în considerație. Ce va spune Curtea Constituțională despre modificările care s-au făcut în septembrie în legea procuraturii? Nu este exclus Curtea să aibă cu tot alt punct de vedere decât la cei care au votat acest proiect de lege? Noi am atacat, noi am sesizat. Echipa Partidului Democrat a sesizat la Curtea Constituțională neconstituționalitatea acestei legi și considerăm că ea este neconstituțională, deoarece toate filtrele, preselecțiile și orice alt artificiu nu face altceva decât limitează competențele CSP-ul, în cazul de față, Consiliul Superior al Procurorilor, care, potrivit Constituției, este singura autoritate să facă selectarea candidatului, să-l nominalizeze și să-l trimită președintelui pentru a fi numit ulterior. Orice alte artificii sunt chiar artificii și sunt neconstituționale. Asta este opinia noastră, de aceea am și sesizat Curtea Constituțională și vom aștepta să vedem care este verdictul. Domnule Litvinenko, vreau să întreb pentru că l-au zis de la căderea guvernului, președintele Igor Dodon a avertizat-o pe Maia Sandu că va răspunde în fața legii dacă va încerca să destabilizeze situația în țară. Cum să destabilizeze situația în țară? Este un guvern în exercițiu, în momentul în care se adoptă, se votează o moțiune de cenzură, guvernul devine în exercițiu. Exercită doar funcția de administrare a treburilor publice. În legea care la guvern și în jurisprudența Curții Constituționale este menționat expres ce înseamnă administrarea treburilor publice. Pentru ce să răspundă? Este o declarație deplasată a domnului Dodon,
probabil mâine nu cred, dar apoi mâine cred că vom avea guvern, să vină să înceapă exercitarea mandatului, să facă ceea ce promite electoratului domnul Dodon și Partidul Socialiștilor. Deci e clar că va fi o alianță neformală între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat, pentru că altfel nu poate fi. Da? Deci dar spuneți, vă rog, dar proiectele guverne, sociale bune pentru oameni, pentru cetățenii, deci, să le susțineți? Chiar și guvernele minoritare, da? Guvernele minoritare tot trebuie să aibă o susținere în Parlament, ele tot trebuie să obțină votul la cel puțin 51 de parlamentari. Prin urmare, va fi în cazul ăsta o alianță probabil informală, pentru că nu va fi semnat un acord, un protocol de colaborare, dar în realitate va fi o coaliție între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Deci ca să fie clar pentru telespectatori, deci nu se naște din cer un guvern minoritar. El oricum trebuie să obțină voturile respective. De ce credeți că în următoarele zile atât de repede ar putea fi votat noul guvern? Da, pentru că, în principiu, atâta timp cât astăzi au fost consultările și chiar și în condițiile în care nu există o majoritate parlamentară, deci nu există un act de constituirea unei majorități parlamentare care ar obliga președintele să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, în aceste condiții, domnul președinte a desemnat un candidat la funcția de prim-ministru. Eu cred că înțelegerile sunt făcute cu mult înainte între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Demiterea guvernului Maia Sandu a fost un exemplu care denotă că ei împreună au vreo 60 și ceva de mandate și cred că același lucru se va întâmpla în zilele următoare atunci când va fi investit noul guvern condus de Chico. Apropo, președintele Dodon a spus astăzi că el nu a fost niciodată exponent al vreunui partid. Am găsit în lista candidaților în Parlament din anul 1998, domnul Chicu a candidat pe listele Partidului Reforme. A existat așa un partid condus de timpuri de Mihai Ghimpu. Iată cum un unionist... Am senzația că nu e acest Chicu. Este Ion Chicu pe locul 32, deci Ion Chicu a candidat pe listele Partidului Reformei. Un unionist a devenit socialist. Noi avem foarte mulți la noi în țară. Deci Ion Chicu a candidat pe listele Partidului Reformei la alegerile parlamentare în 1998. Puneți acele etichete și ghiptează întreba, mă eu spun da. Ușurință. Deci domnul Dodon care desemnează un membru al partidului domnului Ghim. Trebuie să răspundeți pentru acele etichete. Din unionist a devenit dacă greșiți. Mâine vă da, îmi cer scuze, dar am lista de pe democracy.md. Dar trebuie să verificați și anul de naștere. Da, da, 1972, am verificat. Data. Pe lângă an. Bine, data, putem să uităm suplimentar, dar este același Ion Chicu. Deci e clar că dacă eu greșesc... Cu siguranță mai sunt scuze. În Republica Moldova Ion Chicu, așa cum sunt dar, și... Bine, Ion Chicu 1972, haideți să verificăm... Domnul Ghimpu nu a făcut nicio declarație până la ora asta. Haideți să mai verificăm, dar eu am găsit... Domnule Litvinenco, noi în Parlamentul Moldovei avem doi deputați cu familia Bolea. Haideți, unul de la CUP și unul de la Partidul Socialiștilor. Avem foarte puțin până la final de emisiune. Evident că eu dacă greșesc, eu voi cere scuze mâine, care le dar ca să fie foarte clar, ușor, dacă eu cumva am dreptate, avem un unionist formal, cel puțin, dar urmează să vedem, încă nu sunt, domnule Tinencu, încă nu sunt informații confirmate. În realitate de candidat la funcția de prim-ministru al guvernului. Reformelor. Partidul Reformei a fost așa. Avem câteva minute până la final de emisiune. Cred că acel Ion Chicu ar fost un reformator, dar nu unionist. Vreau să anunț rezultatele televotingului de acasă. Cum au răspuns telespectatorii noștri la întrebarea, sunteți de acord cu investirea unui guvern tehnocrat? 44% spun că da și 56% spun că nu-și doresc un guvern tehnocrat. Foarte pe scurt, tragem concluziile. Domnule Candu, vă rog tare mult. La ce să ne așteptăm? Mergeți la discuții cu Partidul Socialiștilor sau luați în calcul și o posibilă discuție cu blocul acum? Noi am declarat astăzi că nu vom face majoritate parlamentară cu actualele fracțiuni parlamentare, cel puțin nu în acest context și nu astăzi. Vom acorda un vot de încredere guvernului tehnocrat dacă
am expus motivele și în privința componenței, și în privința programului de guvernare, și în privința acceptului de a lucra pe unele proiecte ale Partidului Democrat, mă refer la proiectele sociale și inițiativele pe care le-am avut noi. În rest, vom face o opoziție și vom critica în continuare, constructiv, fiecare greșeală a viitorului guvern. Domnule Bolea, ce urmează? O să vă mai întâlniți cu cei din blocul acum sau... De fiecare dată o să ne întâlnim. La suntem, discuții privind crearea unei coaliții. Suntem în Parlament. Cu toți trebuie să muncim pentru binele cetățenilor. Astăzi, după acele discuții, consultări care au avut loc la președinție, nu s-a găsit o formulă agreată de toți. Președintele țării a fost nevoit să desemneze candidatura prim-ministrului. Și vom vedea acel cabinet de miniștri. Evident, noi o să susținem ca și partid pro-prezidențial candidatura domnului Chicu. Vrem să vedem și programul de guvernare și suntem gata să punem umărul, dar nu piciorul, cum au făcut colegii, la edificarea inclusiv unui stat de drept și la reformarea vieții de la noi din țară. Cât pe filiera economică, cât și pe filiera protecție sociale, cât și pe filiera afacerilor. Domnule Bolea, mulțumesc tare mult, nu avem timp. Domnule Litvinenko, în ce condiții veți merge cu Partidul Socialiștilor la discuții? Pentru că Maia Sandu a spus tranșant că nu se va așeza la discuții dacă guvernul va fi demis. Bineînțeles, această coaliție a avut două scopuri. Dezoligarhizarea, scăpăm de Plahotniuc, eliberăm instituțiile statului de Plahotniuc. Doi, reforma justiției. Partidul Socialiștilor... Da, prima sarcină, primul obiectiv a fost realizat, a doilea obiectiv a fost reformarea justiției. Partidul Socialiștilor a picat testul reformei justiției pentru că s-au speriat de un procuror general independent care ar fi investigat, de exemplu, finanțarea Partidului Socialiștilor din Bahamas, o finanțare ilegală din campania electorală din 2015-2016. Domnule Tănase, ultimul cuvânt? Da, eu cred că premierul în exercițiu Maia Sandu a greșit când și-a angajat a răspunde pentru acest proiect de lege. Cred că soluția ideală în cazul de față era de a sancționa persoanele responsabile de organizarea acelui concurs la Ministerul de Justiție și care nu au știut să-l facă astfel încât să nu fie anulabil. Așa? Și nu a fost justificat prețul care a fost plătit de emiterea guvernului pentru această modificare la legea procuraturii, care în esență nu schimbă atât de mult pe cât crede omul de rând. Eu vă mulțumesc, domnilor, pentru participare la emisiune și vă aștept aici de fiecare dată cu mare drag. Doamnelor și domnilor, urmează știrile de la ora 21. Toate bune, pe curând!